tine decât la 40 de ani și decât la 30 de ani și decât la 20 de ani. Și cred că ce sfat i-aș da eu lui Noemi de la 40 de ani, să nu mai pună atât de multe lucruri la suflet, să învețe să spună mai des nu și să doarmă mai mult și să bea mai multă apă. Stai liniștită că o să fie bine. Nu vine să cred că 50 de ani anul acesta. Nu m-am gândit niciodată că o să ajung aici. Întotdeauna mi se părea, nu știu, când aveam 18 ani, că dacă ai 21 ești deja bătrână. Dar uite că viața e foarte frumoasă și la 50 de ani. Vă recomand. Cred că Andrei de la 18 ani despre care vorbeam mai devreme, ea spune că viața este foarte frumoasă și la 50 și mai presus de orice să nu crede că la 50 nu mai existi, iar celei de la 30 sau 40 i-aș spune că fiecare an are ceva extraordinar, ceva pe care n-ai cum să-l regăsești un an înainte. Mă simt bine, în ciuda. Am crezut că o să fie mai complicat de trecut pragul ăsta, dar eu, sincer, să fiu, nu mă dau pe cea care am fost la 35. Probabil că cunoașterea de sine m-a ajutat. Adică sunt într-un moment în care mă asum așa cum sunt, cu bune, cu rele, cu minusuri, cu plusuri și sunt mai încrezătoare în mine și de asta cred că pentru cea care am fost la 20, la 25, la 35, cred că asta îmi lipsea și asta aș fi vrut să am mai multă încredere în sine, mai multă putezanță. Și vorbesc și în profesie și în viața de zi cu zi, să fie mai ușor să spun nu, să fiu mai puternică. E adevărat că au trecut și sunt experiențe nu mai multe pe care le acumulez și care te ajută în cunoașterea asta de sine, ce să mai, despre asta este vorba. Mă cunosc atât de bine, știu ce vreau, știu cum să trec peste momentele mai puțin plăcute și cred că asta mă transformă într-o forță naturală. Sunt mai puternică, clar. Probabil că și maternitatea, adică nu probabil, cu siguranță, maternitatea îți dă o forță și o putere de a trece peste orice fel de piedică, de a trece peste, de a trece peste. Asta este vorba. Cu zâmbetul pe dacă poți. Primesc ce mi se oferă, mă arunc cu tot sufletul, cu toată energia și știu sigur acum că ceva bun tot iese din fiecare întâlnire pe care o am.